Că ăla se oferă comparația. Ah, ok. Adică... Dar aici, când eram 11, de ce nu mergea ca fără? Deci, nu, în comparația cu cel mai mic, da. Cu el, toate ușor, ușor se compară și merge foarte bine problema. Acum, lasă-mă pe mine, că tu ai început, nu? Mi-au dat și buretele, foarte bine, ai avut lor rolul important de făcut. Așa. Ca la tenis, mă? Pusuși mâna acum, da? Ai găsit tehnica de rezolvare probleme. Deci, ce pui ești acum, noiembrie, da? Da. Vezi, Richard, vreau, ne oprim, știți când ne oprim? Când facem câte o problemă corectă, să nu mai facem corecție. A, ne oprim? Atunci ne oprim și ne ducem la alt set de probleme. Yeah. Ștefan, noi are cartea cu ea? Adică dacă fac corect, ne oprim? Deci dacă asta vreau este... corect, vreau să mai spun una. Deci fiecare să aibă corectă, bine, da? Bine, să lăsăm și pe Richard, că și ce Richard are acum? Muncesc la una. Am nu mai înțeles. Mai mai munce. N-ai putea, n-ai putea să te odihnești? Da, ce? Tot atât de treabă. Da. Vezi că ți se vede capul. Da. Da. Iată, aceasta e matematica făcută cu microfonul ăla. În caz de copii, nu? Se simt foarte bine. Nu, nu este stresul acela. Nu vă place foarte tare? Că la acum ai stres. Ai chiar stres în momentul de față când te gândești că trebuie să rezolvi. Da. Deci, pot începe să spun? Gata, acum. Numai să mai șterg un pic tabla. Te pune pe pauză că întreb ceva? Așa. Pornim. Într-o livadă se află varză, castraveți și busuioc. Deci se află varză, castraveți și busuioc. Și pune altceva, busuiocul nu poți să pui cantitate mare în lăzi. Se corespunde și roșii. Se corespunde realității, da? Da. Și roșii. Stai să schimb și eu ca să nu mă încuc. Așa. Totalul este de 2600 kg. Deci total 2600 kg. Vaza, castraveții și roșii se află în lădițe. Da. Unde sunt lădițe, da? Da. O lădiță cu varză cântărește 10 kg. Una lădiță varză egal 10 kg. O lădiță cu castraveți 20 de kg. 20 de kg. Iar o lădiță cu roșii 40 de kg. 40 kg. Varza este de două ori mai mică decât castraveți. Numărul lăzilor. Numărul lăzilor cu varză. Da? Deci numărul lăzilor cu varză este de două ori mai mic. De două ori mai mic? Da, decât numărul lăzilor cu castraveți. Hai ce mi face. Deci gata, te-ai dus de două ori mai mic, da? Este de două ori mai mic decât numărul lăzilor cu castraveți. Numărul lăzilor cu castraveți. Da? Iar numărul... tot numărul lăzilor de varză. Deci numărul lăzilor cu varză este de trei ori mai mic decât roșiile. Roșii. Adică,
Adică asta înseamnă că castraveții sunt de două ori mai mari decât vaza. Nu? Asta înseamnă că numărul roșilor, numărul roșu cu roșii, câte roșii vorbești, tu este de trei ori mai mare decât vaza. Da, deci e bine. Bine. Așa. Ei, privind invers problema. Da, e tot de ce. Am înțeles. Și numărul de vaze de ori mai mare, mai mare sau mai mic? Mai mic. Tot mai mic. Decât numărul roșilor cu castraveți. E de parcă aș spune că numărul roșilor de castraveți, cu castraveți, este de două ori mai mare. Mare decât acelor cu varză. Da. Deci varza rămâne de, la comparații, da? Da. Adică, în raport cu varza să gândim totul. Perfect. Am făcut-o cu 5 numai, după. Bă, ce ai făcut-o cu 5 categorii? O să spun și pe aia. Nu, lăsăm acum că ne concentrăm la asta. Mai după ce spune. Da, vedem. Hai să mai vedem o dată. Zice așa. Numărul lezilor cu varză este, să se închid, am închis camera, parcă nu? Am închis, am făcut la 50 ceva. Deci așa parcă mai amintesc. Când ești tu tabla, da. Am pornit al doilea fișier, da? Da. Bun. M-am umărut singur. Te-ai autodistrus, nu? Da. Încă o dată. Numărul lezilor cu varză este de două ori mai mic decât numărul lezilor cu castraveți. Adică dacă punem un segment cu varză, fii atent așa, varză, numărul lezilor cu castraveți e de două ori mai mare. Că zice, de varză este de două ori mai mic. Înseamnă castraveți înseamnă de două ori mai mare decât varză. Deci punem de două ori, de două cu castraveți. Unu, două castraveți. Da, corect. Și la roșii, punem de trei ori decât varză. Deci trei segmente. Unu, două, trei. Și aici spunem roșii. Roșii. Ei, acum îi povestea. Să vedem câte kilograme. Acum facem, aflăm castraveții. Facem... Dar supune și varza. Începem cu varza. Da. Varza 10. 10. Castraveții... Castraveții facem 20 ori 2. Adică 40. 40. Da. Și la... dar de ce am pus eu 3 aici? Nu, dar ce l-am lăsat pe unul liber. Nu-i bine. Nu? Că 3 trebuie. Mai punem așa. 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 Și atunci zicem... 40 ori 3. 40 ori 3, de ce pe ori 3? Că e 20, 30, 10, 10. A. Deci vine cât? 40 ori 3. 40 ori 3, da. Și 120 kg, da? 120 kg. Și acum facem 120. Deci vine 120. Adună tu 40, asta. 40, da. 210. Da. Adunați acolo, faceți și împărțirea, vedeți cum vă, cât vă dă. E cam greșit la... 170. Da? 170? Sigur? Da. Foarne, am ucis. E că l-am greșit eu? 7. Da. 170? Da. Sigur? Da. Am greșit. Da, uite. Ia, deci 0, 6, da, 170. Trebuie să schimb la tablă. 170 ori 10. 1700. Bun, da, am găsit numărul. Gata, mergi cu bine. Doar că mă uit la problemă. Gata. Așa. Am găsit numărul 1700, de fapt. Deci total 1000? 700, da? Da. 1700 kilograme. Bine. Haideți acum să vedem... Și acum facem 1700. Cât o dat totalul? 170. Da. 40 și 10. Fac 170 kilograme. Aici da? Am greșit eu. Adică 1700 împărțit la... 1700. 170. Împărțit la 170, egal cu deodată? Da, odată.
Deci un 170 și 0 ducem. Și acum vine de 10 ori. Acum facem 10 ori... Deci răspunsul. Da. Corect. 10 lădițe cu vinete. Da, 10 lădițe cu vinete. Acum facem 10 ori... 10 ori 2, cât da, 2. Așa, 10 ori 2. Adică 20 da. Lădițe cu castraveți și de 3 ori, adică 10 ori 3, 30 lădițe cu lădițe cu cine? Cu, cu varză, nu? Da. Nu, cu roșii, poate. Nu, așa. Cu roșii. Și cu asta am răspuns. Sunt 10 lădițe cu varză, 20 lădițe cu castraveți și 10 lădițe, 30 lădițe cu roșii. Da. Să vedem dacă e bine, facem proba. Da. Adică zicem 10 10 ori, dacă sunt 10 și o lădiță cântărește 10 kg, 10 ori 10 ar veni. Da. 10 ori 10 egal cu cât? 100. 100 kg de lădiță cu, de varză, nu? Da. Varză. Acum, 20 lădițe cu castraveți. 20 și o lădiță costă, cântărește 20. 20 ori 20, 20 ori 20, este egal cu 400 kg de care? De... Castraveți, nu? Castraveți. Și 30 ori, ori roșii, o lădiță cu roșii, cântărește 40 de kg, da? Da. 30 ori 40, ca și cum aș spune 3 ori 4, 12, da? 3 ori 4, 12 și 2 zerouri punem, 1200 kg de roșii. Și acum, adunăm pe 100 cu 400 și cu 1200 și fac 1700. Da. Pe 500 și cu 1200 fac 1700 kg în total de legume. 1700 kg în total de legume. Iată. Am mai propus una. Ai mai propus una. Să vă spun una, că lasă muncii și mai mult, vă rog. Și eu, lasă. Da, îl las pe. Așa. Deci tu ai atins performanța de a fi făcut problema. Nu, făcut n-ai atins, nu. Că a trebuit să modificăm acolo un pic, nu? Da. A, acolo la total. Greșisem adunarea. La total, dar de puțin e greșit. Putem să o cotim că a fost performanță și... Asta v-am făcut-o atât de grea încât aproape niciodată. Mi-am făcut cu 5 numere. Deci... Cine face? Am întins o performanță maximă fără să-mi dau seama. Ștefania, știi, cine face? Ne descurajează. Da. Nu-i deloc drăguț. Adică, zic că am făcut-o încât nici eu nu s-ar putea să o pot rezolva. Nu, dar am rezolvat-o. Păi la urmă ai rezolvat-o. Ok. Dar tot rezultatul o să fie greșit. Bă, bine, exact. Sper să nu. Am mai făcut de la data trecută și a trebuit să-l corectăm. Da. Oh. Noi, să știi că noi, în timpul lucrurilor, ne dăm foarte repede seama da. De greșeală. Că la un moment dat, când nu se poate face împărțirea aceea, știu eu, în dată trebuie să facem corectura. Am găsit aici o problemă. Frumoasă? Da. Dar poate să spun și eu una. Nu? Aceea rămân de acum acasă. Temă, da? Ok. Bun. Le luăm pe amândouă. O luăm pe aceea care ne-o propui tu, ca să ne înțelegem. Și o rezolvăm acasă. Da. Ca temă, da? Ok, da. Acum, ne apucăm de treabă, imediat. Problema lui Ricci, care este atât de dur cu noi, și ne spune că s-ar putea să nu o putem face. Nu. Mai trebuie, dar sper să fi făcut eu bine. Că am ușit atât de mult la ea. Să vedem. Hai. Vă spun? Că m-aș zi. Zic. Ok. Zic la piață să pun castraveți, varză, vinete, roșii și la castraveți, varză, vinete, roșii. Și în loc de busuioc, pun... ce se pune la fel? Pune și tu morcov. Morcov, așa, și morcov. Morcov. 5, mă? 5 categorii facem. Okay. Are 5 categorii de lădițe. Cine am 5? 5. În total sunt 6 milioane 200 500...
Deci, total? Total, 6.200.000, 530. 530 kg. Da, da, ok. Asta pentru tot Bacău vrei să vezi tu, nu? Pentru luni de zile. Da. Dar am făcut atât de greu fără să-mi dau seama. Deci, hai să vedem cine a făcut. O ladă cu castraveți este de 20 de ori mai mare decât... Numărul lăzilor cu castraveți. Cu castraveți. Este de 20 de ori mai mare decât... Numărul varza. Ok. Varza este de 9... Numărul lăzilor. De varza este de 19 ori mai mare. Varza... De 19 ori mai mare decât mai mare decât numărul lezilor vinete. Vinete. Numărul vinetelor. Numărul lezilor. Cu vinete. Este de 5 ori mai... Cu vinete. Varză aici a fost, nu? A fost varză, da. Da, varză vână. Vinete. Este de 5 ori mai mare. 5 ori mai mare. Decât numărul lăzilor cu roșii. Numărul lăzilor cu roșii este de 4 ori mai mare decât 4 ori mai mare decât numărul lăzilor cu morcovi. Cu morcovi. Ok. Atât, da? M-a distras mai bine cu ei. O ladă cu... Să ne mai dea informație. Una ladă. O ladă cu castraveți are 23 kg. 23 kg. Una ladă... varză are 6 kg. 6 kg. Una ladă vinete are 3 kg. 3 kg. Una ladă roșii are 2 kg. 2 kg. Și una ladă morcovi are 10 kg. 10 kg. Da, doamne, să fie bună factura. Măi, Ștefania, hai mă să vede cine a făcut mai. E simplu, dar trebuie să facem multe calcule. Dar stai o secundă, nu știu, totuși, să vedem cu ce segment de bază plecăm. Plecăm cu roșiile. Da. Cu roșii? Nu, cu roșii. Cu vinetele. Așa, cu vinetele. Nu? Deci numărul lăzilor castraveți e 20 de ori mai mare decât varza. Varza față de vinete, vinetele față de roșii, roșiile față de morcovi. Mă dori capul. Cu cine să plecăm aici? Cu roșii. Nu cu roșii. Atenție, Stefania este... Cu morcovi, este ultimii cu care îți comandă. Da, asta e. Da? Deci, castraveții de 20 de ori față de varză, varza de 20 de ori față de vinete, vinetele față de roșii, roșiile față de morcovi. Morcovii sunt cei cu care îți comandă. Da, da? Da? Deci plecăm cu un singur segment de... morcov. Roșii de câte segmente? De câte ori mai mult? De 4 ori. De 4 ori. Deci 4 segmente băgăm pentru cine? 1, 2, 3, 4 pentru cine? Pentru morcov. Pentru, pardon. Nu, pentru roșii. Roșii. Bun. Și acum, pentru... vinete, că vinetele în raport cu roșii. De câte ori față de roșii? De câte ori punem? De 5 ori. Dar adică 5 de ăștia. Atenție, adică nu 5 segmente. De 5 ori față... Da, adică 5 de... facem... 5 ori 4, 20. Deci 20 trebuie să punem. 1,
ce punem aici? Vinete. Vinete, vinete, vinete și punem puncte, puncte, vinete, până vână, a câta este asta? A 20-a, parcă. Da? 20. 20 de segmente de astea. Da. Deci la 1 la 20. Acum, varza, de câte ori față de vinete? De câte ori? De 19 ori. 19 ori. Adică 19 ori 20 de astea. Da. Da? 19 ori 20. Deci cât vine 19 ori? 20. Face 2 ori 9, 18. 2 ori 1, 2 și 1, 3. 380. Da. Deci trebuie să începem cu 1, 2 și mă duc până așa, că segmente până la 380. 380 de segmente. Dar de ce sunt astea? 380 de segmente sunt de varză. Varză. Deci varză, 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 varză. 380 de segmente. Păi ce mai făcut? Asta puteți să o lăsați pentru Ștefi, că am putut o special pentru ea. Pentru ea, da? Poți să fac eu pe a mea atunci? Nu, o secundă, lasă că se terminăm, că acum mai avem un pic. Și de 20 de ori mai mare decât castraveți. Castraveți de 20 mai mare decât varza. Adică, Ștefi, începem cu 1, 2, odată facem cu 380. Și iar 380, și iar 380 de câte ori? De 20 de ori. Deci 380 ori 20 de ori, ori 20 de ori. Și 0 sub ori. Deci, 20, cum spui tu, 20 sub ori, dar și așa merge, să știi, 20 ori. Și pun 20 ori repede, ca să nu pierd timpul. Yeah. Cam un 10 de aici, un 10 de aici. Și vin 2 ori 8, 16. 2 ori 3, 6 și 1, 7. 7600 de ori. De 7600 de ori. 1, 2, 3, puncte, 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 puncte. Și ultimul este 7600. 7600. De cine? De castraveți. Castraveți, castraveți, castraveți. Și mi-e încau așa, punem puncte, puncte, câteva, așa, puncte, puncte, de 760 de ori. Da. 7600 de ori. Hai să vedem. Acum, morcovi, cât cătărește morcovi? Cât cătărește morcovi, să vedem. 10. 10, da? Morcovi, 10. Roșiile. Facem 2 ori 4. Ori 4, că roșii spune 2, da? 2 kg ori 4, 8. 8 kg. Vinetele. Vinetele, vinetele, vinete. 3 kg. 20 ori 3. 20 ori 3. Așa, 20 ori 3. Și face 60, da? Da. 60 kg. 60 kg. Și acum începem cu varza. Câte avem aici la varză? 380 avem. Și cât cântărește o varză? O varză, o rădiță cu varză. 6. Deci facem 380 ori 6. 380 ori 6. 380 ori 6. 6 ori 8, punem 0. 6 ori 4 și 8, 8 și 4. 6 ori 3, 18. Și cu 4, 22. Da. Și am 2280. 2280 kg. Și în sfârșit, să vedem cu castraveții ăștia, că ne-o... Avem de 7600 de lătițe. 7600 de lătițe, deci, ori 23. 7600 ori 23. 0 și 0 le spunem că scăpăm de ele. Și acum începem. Cifra cu care mulțesc e 3. 3 ori 6, 18. 3 ori 7, 21. Și cu 1, 21 și cu 1, 22. 2 ori 6, aș vrea să ajut mă, Ștefan, ia să nu greșesc. 2 ori 6, 12, 21. Acum facem 2 ori 7, 14, 15.
Deci atenție, cu cifra care am mulțit am pus sub ea. Și acum pun 0, 0, 8, 4, 6, 1. Adică 174.800 kg într-un echipaj. Acum trebuie să împărțim repede. Nu, trebuie să adunăm toate. Și până să împărțim. Da. Deci adunăm pe 174.800 800 plus Ștefania, mergem înapoi. Plus 2280 plus 60 plus 8 plus, și plus 10. Și plus 10. Adică zic 18 da. Dată. Și acum zicem 8. E bine? Da. 8. 9 și cu 6, 15. 2 și cu 8, 10 și cu 1 care vine de, venit de 11. Da. 1 și cu 4, 5 și cu 2, 7. 7, 1. 177 de mii. 158 într-o singură aranjare. Da, acum și acum ca să vedem dacă să, câte sunt astfel de aranjări, o să împărțim pe cine? 6 milioane 200 de mii 530 la cine îl împărțim? La 177 7.158. Hai să facem împărțirea. Hai să facem împreună, că aici, dacă nu facem împreună, greșesc eu, să știi. Hai să vă las pe voi să o faceți. Ia să vedem. Dacă ai făcut-o corect, te fericit. Dacă nu ai făcut-o problema și îi dai cu rest... Puteți să-mi spuneți cum poți să o public într-o carte, ceva? O să publicăm. Asta e chiar foarte tare. Foarte tare. Eu vreau să-ți întreb un lucru. Crezi tu că mai merită să te gândești să o publici într-o altă carte, că nu ai pe internet? Ah, da. Păi bunii, crezi tu că ai cea mai mare vizibilitate? Pe internet. Pe internet. Și în Gazeta Matematică. Dar Gazeta Matematică e nimic față de ce avem noi acum. Uh-huh. Da? Deci aici, da? Când problema este văzută de mii și mii și zeci de mii și va rămâne an de-a rândul. Dar cum putem aduce Gazeta Matematică? Că avem multe. Sigur că da. Deci cu probleme de Gazeta Matematică, putem rezolva, nu e problemă. Da? Avem multe. Așa, hai acum să vedem. Auzi. Câte avem aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Până aici ne ducem. Și merge ca 1 în 6 de 6 ori. Dar nu merge de 6 ori. Care și pe 7 după el. Cam de 4 ori, aș zice eu. Putem tăia 0 de la sfârșit? Nu putem tăia 0. De 6.200.000 nu putem tăia. Pentru că nu știu foarte bine de câte ori merge. Și dacă ar merge exact. Deci dacă ar merge exact. Să-l lasă de clăbuze. Alo? Da, sunt la lecție. Voi. Eu, doamne, noi? Da. Vă salut. Ți se vede fățuca. Deci, povestea este să vedem de câte ori merge cine? 6.200.530 în 177.158, da? De câte ori merge. Și zicem, de 6 ori nu merge. Nu. De 5 ori? De 4 ori? De 6 ori. Vreți de 6 ori?
Da. Dar 6 ori 7 fac 42. Și rămâne un 4. 6 ori 6, 4 fac 10. Nu se duce la 6. Prea mult de 6 ori. De câte ori să punem? De 3 ori? 3 ori 7, 21. 3 ori la 3 și la 5. 5 față de 6 mai merge. Dar dacă pun de 4 ori, 4 ori 7, 28. 8 și 2. 4 ori la 4, 4 ori la 4 și cu 2, 6. Nu, depășește-ți. Deci mergem de 3 ori. Obligatoriu de 3 ori. Altfel de 4 ori de 2. Și ziceam, 3 ori 8. Hai, te rog, 3 ori 8. 24. 4 îl scriem și pe 2 îl reținem. 3 ori 5, 15. Și cu 2, 15 și cu 2, 17. 1, reținem. 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. 3 ori 7, 21, 1 îl scriem și 2 reținem. 3 ori 7, 21, cu 2, 23, 3 și 2 rețin, 3 ori la 3 și cu 2, 5. Da, de 4 ori. Nu-i bun. Nu va merge. 4 din 3, 4 din 13, că 4 din 3 nu se poate. 4 din 13, 9. 7 din cât aici când ne-am împrumutat? Nu mai este 5 când ne-am împrumutat. 4 au rămas aici, da? 7 din 14, 7 din 14, 7. Da? 7 din 14, 7. Acum, 4 din cât? Că în momentul în care ne-am promutat, ne-am dus tot mai la ăsta de aici. Din 9. Din 9. 4 din 9 rămâne 5. 1 din 9, 1 din 9, 8. Da? 1 din 9, 8. 3 din 1, nu se poate. 3 din 11. 3 din 11. Cât vine? Am un 1 că-i peste 10 și mai iau din 10, 2, 8. Da. 3 din 11, 8. Da, da. Da? Nimic. Coborăm pe 0. Și am 8.885.000. 790 parcă este, nu? E 7 da, este? Da, e 7. Da, nu știu. Da, să mă uitam. 7 este, da. Deci 885.790. Ăsta, în ăsta, de câte ori să meargă? De 5 ori? De 5 ori să încercăm. Că 5 ori 1, 5. 5 ori 7, 35. Și cu 3 și cu 5, 8. Se apropie de 80 și... Și de atunci, o să mergem cu 5. Și îmi place de 5 ori, că 5 ori 8 fac 40 cu 0 aici. 5 ori 8, 40, 0 și 4. 5 ori 5, 25 și cu 4, 29, excelent. Da. 29, s-ar putea să meargă. Măi, șmecher, ce ai fost? Deci 5 ori 5, 25 cu 4, 29. 5 ori 1, 5 ori 1, 5. Și cu 2, 5 ori 5 cu 2 care mi-au rămas, fac 7. 5 ori 7, 35. 5 și 3. 5 ori 7, 35 cu 3, 38. 8 și 3. 5 ori 5 cu 3, fac 8. Excepțional. Excepțional. Poți să-ți faci eu pe mea ca să mergem la casă? O secundă, vreau să să remarcăm acest lucru. Și până să deci la probleme. Vino în față aici lângă mine, pentru că, într-adevăr, problema este spectaculos de frumoasă. Iată, dragilor, deci eu, sincer, vă mărturisesc, nu mă așteptam să iasă problema. Îți spun de pe acum. Adică când ai complicat-o într-atâta, și ai spus de 20 de ori mai mare decât asta. Varza față de vinete, vinetele față de roșii, roșiile față de morcovi. Am spus, sigur, și au bătut joc de noi și o să vedem noi acum când ne apucăm de treabă Ștefania, că nu-i va merge. Dar spre bucuria noastră și spre bucuria lui, mai ales când spunea, în timpul lecției spunea așa, tremur de emoții.
că nu știai că va merge problema perfect, te gândeai că dacă nu cumva ai greșit la un calcul pe aici, nu așa? N-a greșit, dragilor. Perfect a făcut problema și de aceea trebuie să te fericit. Dă voie să spui mâna, că mi-ai făcut o problemă spectaculos de frumoasă. Și pentru data viitoare, fiindcă te-ai angajat pe culoarul ăsta al propunerii de probleme, vreau 4 probleme cele mai tari. Să fie atât de tari și cu mai mari, de atâtea ori mai mari, de atâtea ori mai puțin. Este spectaculos. Că ea a încercat și cu ceva o chestie de atâtea ori mai puțin. De 4 ori mai puțin, de 4 ori mai mult. Da? Felicitări. Face și problema ta. Mă spun? Să vedem ce și cum este. Da, eu mai stau un pic la problema de aici. Nu vezi ce a părut spectaculos de frumoasă? Tu, Ștefania, când lucram aici, ce spune? Nu va ieși. Aveți sentimentul ăsta? Eu ăsta l-aveam. Acela că nu va ieși problema, va fi undeva o greșeală strecurată, că prea erau numerele mari. Și pe rat, întortocheată. Foarte tare problema. Deci, acum, dragilor, de la problema dată de Ștefania, am prins întreg meșteșugul în creația problemelor. Noemi nu are răbdare, stă ca pe, ca pe ace, nu? Și vrea să vedeți și problema ei. Haide, Noemi. Da, dar n-am spus numele. Da. Nu le-am găsit numele. Mere. Nu le-ai numit? Nu. Capul sus, Noemi, că te filmezi. Da? Superbă problema. Da. Da, bă, sentimentul, dacă așează problema a fost compusă pe undeva pe la Olimpiadă, a fost una dintre probleme foarte tari. Foarte tari. Da? De aia a fost ciudată, bine lucrată de tine, bine așezată. De aceea te fericit încă o dată. Numai că nu prea știu cum se citește. A, e un număr mai mare. După milion, zeci de milioane, sute de milioane. A fost 1, 3, 5 și 4 de 0. 1 milion. Deci 1, 3, 5 și 4 de 0. Da. 1, 2, 3, 4. Păi până aici am o echipajă, aici am... 1.350.000? Așa. Cum ți-am spus? A. 1.350.000. Corect, da? Da. Bun. Pot începe? Hai să vedem. La piață se află mere, căpșuni, pere, smeură și cireșe. Toate în lădițe? Da. Deci la piață se află aceste categorii, toate puse în lădițe. În total sunt 1.350.000 kilograme. Deci se află mere. Mere. Apoi căpșuni. Căpșuni. Pere. Pere. Smeură. Smeură. Și cireșe. Cireșe. Deci una, două, trei, patru sortimente, cinci sortimente, da? Nu e totalul ăla. Dar ce total îmi dai? 1.350.000. Deci 1.350.000. 1.350.000. De kilograme, da? Da. Kilograme în total. Căpșunile sunt de 2 ori mai mari decât merele. Numărul lădițelor. De căpșuni. Lădițelor căpșuni. Este de 2 ori mai mare decât. De 2 ori mai mare decât. Al merelor. Al merelor. Așa. Să scriem, da? Să scriem și noi. Deci, numărul lădițelor căpșuni de 2 ori mai mare decât al merelor căpșuni. Da. Numărul
clădițele cu pere este de 3 ori mai mare decât... Dar pere ne-ai pus pere, da. Pere, pere de 3 ori mai mare, mare decât al merelor. Al merelor, tot cu mere, da? Da. Merelor. Numărul clădițelor cu smeură... Smeură. Este de 4 ori mai mare decât numărul clădițelor cu... Tomere. Mai mare. Mere, da. Mere, da? Da. Bun. Toate sunt cu mere. Toate cu mere foarte bine. Da. Și numărul lădițelor cu cireșe. Cireșe. Este de 6 ori mai mare. 6 ori mai mare. Decât al merelor, da. Merelor. Bun. Se subînțelege că au fost drăguțe. Da. Și ne-a dat problema foarte grea, că ne-a dat cu mere tot timpul. Deci plecăm cu merele la început, da? O lădiță cântărește... O lădiță de ce? O lădiță de mere cântărește 100 de kilograme. 100 de kilograme. O lădiță de căpșuni cântărește 200 de kilograme. O lădiță de căpșuni 200 kilograme, da? O lădiță cu, o lădiță cu mere, cu pere, cântărește 400 kg. 400 kg. O lădiță cu smeură 500. 500 kg. Și o lădiță cu cireșe 800. 800 kg, da? Da. Bun. O lădiță cu mere 100, o lădiță cu căpșuni 200, o lădiță cu pere 400, o lădiță cu zmeură 500 și o lădiță cu căpșuni 800 de kilograme. El nu corespund realității. Ca să ai o lădiță care să cântărească 800 de kilograme, nu mai ridici decât cu macaraua. Da, bine. Bun. Bine, bine. Acum. Încercăm să schițăm un pic problema. Că dacă toate sunt comparate cu mere, înseamnă că luăm segmentul mere. Așa. Pere de 3 ori mai mare, punem pere 1, 2, 3. Pere, pere. Nu știu dacă o să încapă, că sunt de 6 ori mai mari. Zic la... Cred că ne descurcăm. La pere am terminat-o. Smeura. De 4 ori mai mare decât mere. Adică punem 4 segmente, că cu merele, toate cu merele se compară. Da? Deci 1, 2, 3, 4. Ce sunt astea? Z, smeură, da? Și pe urmă ce spune? De 6 ori cireșe. Păi adică, căpșunile? De unde sunt căpșunile? Acolo. 200. De 2 ori mai mari decât mere. Da, căpșuni, pere de 3 ori. Căpșuni, pe... Căpșuni, adică să-l punem aici. Mai în față. Mere. Punem 1, 2 căpșuni. Da? Da. Căpșuni. Pere 3, smeură 4. Da. Și 6 ori cireșe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, cireșe, 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 cireșe. În final, da, cireșe față de căpșuni, cu tot cu cât sunt. Punem la... Cireș, cu R. Cu R, da, cireș. Da. Cireșe, cireșe, cireșe. Și acum, la mere punem cât în dreptul lor? O mere 100. Da. 100. La căpșuni... 2 ori 200. 2 ori 400. La pere. Facem 400 ori de aici. Adică 1200. Și la zmeură. 500 ori. 500 ori 4. Da. 500 ori 4. 5 ori 4, 20. Da? 2000. Aici. Și la cireșe e 800. O 6. O 6. 6 ori 48. 6 ori 48. Și punem cele două 0. 4800.
Și acum o să le adunăm și pe toate le împărțim la, da? Să ne mai îmbrăcăm un pic. Sunt 44 de minute. Câte? 44 de minute. 44 de minute. Hai să vedem și problema cealaltă. Deci o să... Nu. Ne îmbrăcăm parcă mi-e fără de ciupic. Cine? Da? Și vouă vă fără de ce? Hai îmbrăcați-vă un pic. Am mai dat drumul la căldură, dar văd că s-a oprit acolo, nu mai pornește ceva, nu e în regulă. Acum, haideți să vedem cum facem. Știți acum, problema asta o puteți termina. Fiindcă voi astăzi v-ați dus pe propuneri și ați lucrat foarte tare, rămâne ca să compuneți pentru data viitoare, pentru mâine, încă două probleme de fiecare. Două de tipul ăsta, da? Două de compus. Eu am scris 4. Două. Dacă faci 4, cu atât mai bine. Da? Și Ștefania a rămas să ne propună o problemă care îi se pare e interesantă. Da. Deci, noi am plecat practic la o propunere și am ajuns să compunem niște probleme foarte, foarte interesante. Da? Foarte interesante. Una care ne-a dat-o doamna Cremo e mică, doar că n-am înțeles-o. Nu știu să fac. Nu știi să o faci? Da, e tot la fel cu dreptunghi. E cu... cu geo... cu geometria. E o problemă geometrie, da? Da. Haideți să facem pe aceea pe care o ai tu, da? Ca să te liniștești. Și până vedem și câștia mea. Poftim. Un dreptunghi are perimetrul de 360 metri. Deci perimetrul. Adică, dreptunghiul știi cum arată. Da. Adică toate laturile la un loc. Toate laturile adunate. Au în total 360 de metri. Hai să zicem că asta este lămic, lățimea, și notăm cu el mare lungimea. Da, așa. Perimetrul ar fi două lungimi și două lățimi. Deci, 2 el mic de 2 ori lămic plus de 2 ori lămare, egal cu cât ai zis? Cu 360. 360. Iar lățimea, adică lămic, da, este de 2 ori mai mică decât lungimea. Invers ar fi. Lungimea e de 2 ori cât lățimea. Da. Ori spui că lățimea e de 2 ori mai mică, ori că spui că lungimea e de 2 ori mai mare decât lățimea, da? Deci atunci ar spune că lățimea e egal cu de 2 ori lungimea. Așa. Care sunt lungimile laturilor sale? Adică cât e el mare și cât e el mic? Lungimile laturilor sale. Așa. Adică L mare și L mare. L mare și L mic. Spune lungimile. Lungimile laturilor, adică L mare, pur și simplu. Da, așa, L mare, da. Să-l aflăm pe L mare de aici. Păi dacă în loc de 2 L mic pui un L mare, deci în loc de 2 L mic, îl locuiești aici. Da. Și cât vine acum? Un L mare plus 2 de alte L mare egal cu 360. Da. Deci 3 L mare. 3 de alte L mare egal 3 cu 360. Un L mare va fi egal cu cine atunci? Cu 360 plus 3? Sigur că da. L mare va fi egal cu 360. 360 împărțit la 3 și face 120. Așa, 120. Atâta este L mare. Da? Hai să scrii și tu. Deci, 2 L mare, se desenează un dreptunghi. Deci un dreptunghi. O problemă propusă la clasă. Deci 2 L mare plus 2 L mic. Este egal cu 100, cu 360. L mare egal cu de 2 ori L mic. Și înseamnă pe loc de L mare punem. Că vezi tu, dacă L mare de 2 L mic, înseamnă câte de al de L mic am? Una, două, trei, nu? Da. Deci,
practic, cele două lungimi micuțe am făcut o lungime mare. Ok. Și atunci am trei de acestea. Și numai una singură e 120, că e 360 împărțit la 3 și fac 120. Și acum să ne dea și Ștefania problema pe care, la care s-a oprit ea, te rog, Ștefania. În trei lăzi sunt 70 kg de portocale. Deci în trei lădițe, uite așa, dar nu sunt toate egale. Vreau sunt 44 minute. Lasă că merge până la 50, da? Deci în trei lădițe sunt? 70 kg de portocale. 77 total. Total, să spunem. Total. 70 kilograme portocale. În prima ladă sunt cu 5 grame mai multe decât în a doua ladă. Deci în prima, în prima ladă, încă o dată citește. În prima ladă sunt cu 5... Scuze, citește acolo, să vedem. 5 sunt cu 50.000. Ah, 50.000 decigrame mai multe mult decât în a doua ladă. Deci prima ladă e mai mare, nu? Da. Lada a doua, asta e prima ladă. Lada a întâia, a doua e mai mică. Da. Că asta a doua conține cu 50 în plus, 50.000 deci grame, parcați, nu? Da. Decigrame. Și cu 90 hectograme, mai mult decât în a treia ladă. Și cu 90 hectograme, mai mult decât în a treia ladă. Deci, în prima ladă, mai citim o dată. În prima ladă. În prima ladă sunt cu 5... 50.000. 50.000 decigrame, mai mult decât în a doua ladă. Așa. Și cu 90 hectograme, mai mult decât în a treia ladă. Și cu 90 hectograme, decât la a treia ladă. A treia și mai puțin, probabil. Da, e 90. Și mai punem 90 hectograme. 90 hectograme. Hectograme. Așa. Câte kilograme de portocale sunt în fiecare ladă? Asta e. Trebuie să transformăm în kilograme, nu? Da. Deci totul ar trebui să transformăm în kilograme ca să putem lucra, să avem aceeași unitate de măsură. Da, deci 50.000, cât ar 50? Hai să ne gândim așa. Gramul, decagramul, hectogramul și kilogramul, da? Deci sub deci, deci cum vine? Decigram, centigramul și miligramul, da? Da. Decigramul, 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 da. Centigramul da. Și miligramul, da? Da, mili... și mai... după kilogram este... Mai sus? Da. După kilogram este și... tonă și... Așa, quintal tonă. Și tonă, da. Quintal, care e sute de kilograme și tonă, da? Da. Quintal și tonă. Dar noi cât avem aici nevoie ne descurcăm. Da, da. Noi avem 50.000 50.000 decigrame, parcă așa ai spus, decigrame, să transformăm în kilograme. Decigrame aici sunt. Și ca să mă duc la kilogram, uite câte trepte am. Una, două, trei, patru. Patru sunt, nu? Da, patru. Copii, am dreptate? Da. De la decigram, 1, 2, 3, 4. Da. Și atunci, dacă am 4, trebuie să dau deoparte 4 zerouri. Adică 5 kg. 5 kg. Da. Apoi, 90 hectograme. 90 hectograme. Egal în kilograme. Hectogramul chiar de desubt. Cât am? O singură treaptă. Da. Da. Cât înseamnă 90 de hectograme? 9 kg. 9 kg. Cât e un singur zero, da? 9
kilograme. Eu știu acum, să fac acum cu segmente. Și acum, sigur că da. Citim problema așa. Citește problema, spune așa. În 3 lăs sunt 70 kg de portocale. Deci în 3 lăs sunt 70 kg de portocale. În prima ladă sunt cu 5 kg mai mult. Cu 5 kg. Nu mai spunem cu 50, da? Deci, în prima ladă sunt cu 5 kg mai mult decât în a doua, da? Da. Deci în a doua sunt atâta și aici sunt în plus cu 5 kg. Da. 5 kg. Decât în a doua. Și? Și cu 9 și cu 9 kg. Kilograme mai mult decât în a treia ladă. Adică în a treia ladă, dacă până aici erau 5 și încă 4. Deci sunt așa. Uite, atât de mică este ea și mai punem bucata asta, care e de 9 kg, nu? Ca să ajungem până la nivelul ei. Ei. Deci care este lada cu cel mai puțin? A treia ladă, da, nu? Așa. La a treia ladă punem 9 kg ca să ajungem la nivelul celei din tâi. Da. Facem așa ca să fie și mai clar. Deci copii, o luăm pe prima, pe a treia. Pe a treia lădiță, cam atât. Da. Segmentul ăsta. Pe a doua lădiță, un pic mai mare, și știți voi cu cât mai mare decât asta? Cu 4. Cu 4, da? Deci, așa este de a treia, ar trebui să-i adaug câte kilograme ca să ajung la nivelul la prima? 9. Da. 9 kg, nu? Iar la cea de-a doua, câte kilograme trebuie să-i adaug ca să ajung la prima? Câte spune? 5 kg. Ea este atât. Este mai mare decât prima. Am întrebat. Da? La a treia cutie jos, este un mic, segment. Nu este egal cu deci cel de sus. Este atât de mic și mai punem încă 9 kg ca să o facem cât prima. Da. Că zice, prima are mai mult față de a treia cu 9 kg. Deci la cea de a treia trebuie să mai pun 9 kg ca să o aduc la nivelul la prima. Da, dacă vreau să spun că dacă bucata asta nu este egal cu cele aici. Da, asta vreau să spun. Vezi că am venit acum și am rectificat un pic ca să vă fie foarte clar. Deci ce am făcut aici? Am aranjat în felul următor. Asta este... Veniți. Hai intrați un pic așa din bucuria de a vedea cum ne desfășurăm noi. Așa, vă duceți îndată. Deci, recapitulăm, copii. Prima ladă conține cel mai mult. Prima ladă conține, mai mă urmăriți, copii? Da. Prima ladă conține mai mult cu 5 kg față de a doua. Da? La a doua trebuie să mai pun 5 kg ca să o adun la prima. Iar tot prima ladă are în plus față de a treia cu 9 kg. În concluzie, dacă mai pun la a treia 9 kg, o fac cât prima. Dacă la a doua mai pun 5 kg, o fac cât prima. Deci ce este punctat este ceea ce ar mai trebui în plus pentru ca să ajungem la cantitatea respectivă. Da? Deci ceea ce este punctat este ceea ce trebuie să mai punem în plus. În concluzie, la a treia, care e cea mai mică, trebuie să-i punem 9 kg. La cea de-a câta? Cea de-a doua trebuie să mai punem 5 kg. Iar la cea de-a treia o lăsăm așa cât este ea. Întrebarea cred că este câte kilograme
în cap în fiecare lădiță? Da, câte kilograme de portocale sunt în fiecare ladă? În fiecare ladă. Șmecheria care trebuie să fie aici? Cine? Richard. S-a dat problemă. Cum? Cum gândim? Cum facem această problemă? Atenție! Deci, cea mai mică este asta. Ea, ca să o completăm, îi trebuie să-i punem 9. A doua, iar mai trebuie câte kilograme ca să o completăm? 5. Iar la a treia, este deja suficient de mare. Cum să facem noi, mă? Ce să facem? Mi se pare problema tare. Deci, sunt trei lădițe. Prima, față de a doua, e cu 5 kilograme. În cap cu 5 kilograme mai mult. Tot în prima, față de a treia, cu 9 kilograme mai mult. Cum să facem noi? Trebuie să facem. Unde lăsăm? Unde lăsăm? Haideți, participați și voi. E problema de clasa a patra. Sigur. Să facem 70. Deci, asta e capacitatea lor. Deci, astea trei adunate fac împreună exact 70 de kilograme. Cele trei. Și noi trebuie să punem mâna pe fiecare din ele. Dacă am aflat-o pe asta cea mai mică, la a doua câte aș mai pune ca să o completez? 9. Câte ar mai trebui? 9 până ar ajunge la nivelul acestea. Ea mai avea 5. 4 ea mai pune. Deci dacă aș aflea-o pe asta, dacă aș aflea-o pe asta, i-aș mai pune 4. 4. Că de 9 scăzut 5, 4 ar mai trebui. Iar dacă aș afla-o pe asta cea mai mică, câte aș mai pune aici ca să o completez? 9. 9. Deci toată ideea este să o aflu pe cea mai mică și pe urmă m-am dus foarte tare. Foarte tare. Adică din toată cantitatea din 70 de kilograme să dau, ca să le fac egale pe toate, să dau pe 4 ăsta, care e în plus, pentru a doua. Să-l dau și pe 9, care e în plus. Deci din... De la nu, 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 că 9 ăsta nu există, e numai diferența. Deci ăsta, ca să le fac pe toate egale, copii, ca să le fac pe toate egale, pe prima, a doua și a treia să le fac, trebuie să depărtez ce este în plus. La a doua, 4 kilograme. Iar la a treia sunt câte kilograme? 9 kilograme. Deci, practic, ce să fac acum? Din 70, din 70, trebuie să scad pe cine? Pe 4. Și pe urmă să mai scad pe cine? Și pe 9. Și face cât? 70 minus 4 fac 30, 60 și 6. 66 minus 9. 57. Și acum toate 3 sunt egale. Toate 3 sunt egale, că am scăzut ce era în plus. Și ca să văd cât are fiecare în parte, fiindcă sunt egale. 57 împărțit la 3. Sigur că da. 57 împărțit la 3. Și face 3 în 5 odată. Face 9. Unor 3, 3. 27, 9. 3 ori 9, 27. Și cu asta am punctat. Și 19 kg, cine are? Cine spune cine are 19 kg? Cea mică. A cea mică! Cea mică, a treia. Deci 13 kg, 19 kg are a treia lădiță.
Câte are a doua? A doua. În mod sigur, a doua lăriță. 19 plus 4. 23. Deci 19 plus 4 egal cu 23 a doua lădiță. Și în sfârșit, cât are prima lădiță? 28. 19 plus, plus 9? 28. 28, da? 28 de plus 9 egal cu 28 kg. Iată, dragilor, că am făcut această problemă. Vezi, Stefania, din nou ai venit cu o problemă frumoasă. Am înțeles problema foarte bine. Am sesizat că în plus la prima lădiță sunt 9 kg față de a treia, față de a doua sunt 5, în plus în total, cum 9 erau, a doua afară din plus 4 kg față de prima, față de a treia, și atunci am reușit să ducem problema. Felicitări și rămâne să mâine să ne vedem și din nou problemele acestea. Da? Oprim acolo.